Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rod. Astăzi m-am gândit să fac o etalare pentru acest sfârșit de săptămână, pentru acest sfârșit de an, sfârșit de săptămână, așadar pentru dragoste, pentru relații, să vedem ce ar trebui să știți voi legat de dragoste, legat de relația cu persoana iubită sau legat de persoana la care voi vă gândiți. Acum această etalare așadar este adresată atât celor care sunteți singuri, cât și celor care sunteți deja într-o relație. Pentru că vom descoperi niște lucruri interesante prin această etalare despre noi, despre persoana iubită, despre ceea ce ar trebui să știm, da? Deci, despre ceea ce ar trebui să știm în prezent, care ar putea să schimbe niște lucruri într-un mod pe care îl dorim. Legat de o relație, legat de persoana iubită. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele, piatra verde prima, piatra albă a doua, piatra roșie a treia, gândindu-vă la persoana iubită și la ce vă doriți voi de la această persoană, de la relația cu aceasta, să vedem ce ar trebui să știți despre situația cu persoana iubită, ceva ce ar trebui să știți în prezent sau ce ar putea să face sau ce se va întâmpla. Să vedem ce a fost, ce este și ce va fi între voi și persoana iubită sau între voi și ce va fi în dragoste pentru voi în acest weekend, în aceste zile de sfârșit de an și de weekend. Așadar, și prima variantă, am spus, este piatra verde, a doua piatra albă și a treia piatra roșie. Și am să încep cu prima variantă, cu piatra verde. Așadar, să vedem ce se întâmplă și atunci ce este și ce va fi în dragoste pentru voi, în special pentru aceste zile de weekend. O despărțire aici, o separare, poate, o neînțelegere. Posibil să nu fie o despărțire pentru prima dată, pentru unii. Posibil să fie pentru de mai multe o să se fi întâmplate aceste lucruri. Posibil să aveți de-a face cu o persoană cu autoritate, o persoană foarte ambițioasă, o persoană care poate are multă, e pasional. Posibil să fie cineva dintr-o zodie de foc, aveți aici de-a face cu zodii de foc, de apă sau de aer. Da, deci posibil că vă judecă sau voi sunteți prea cerebrali, judecați prea mult lucrurile, despicați prea mult firul în patru. Aveți niște ambiții aici care, sau e o rivalitate între voi, posibil la unii dintre voi, deci aici poate unii dintre voi sunteți chiar divorțați, despărțiți. Și posibil de pe la persoana care v-ați gândit să nu fie pentru prima dată când v-ați despărțit de aceasta sau aceasta nu este la prima căsătorie, poate și acest lucru, sau este o persoană care nu vrea să se căsătorească, poate să și acest lucru, este o persoană trecută de 40 de ani, spre exemplu, care nu vrea să aibă o relație, o familie. Este o persoană poate și mai agresivă sau foarte ambițioasă, posibil și acest lucru. În orice caz, sau e posibil pentru unii să vă fi despărțit din cauza unei alte femei din trecutul său. Spre exemplu, s-a întors la cineva din trecutul său sau s-a întors la un bărbat din trecutul său. Acum depinde și de la variantă cum ce sunteți și voi, dar cărțile așa mi-arătau întăierea, da? Deci aveți de-a face cu niște ambiții, cu niște orgolii, cu un bărbat puțin mai încăpățânat, mai ambițios, pentru că interesat de niște bani sau are o problemă și de anturaj, poate. Are un anturaj, poate, dificil. Nu este tocmai favorabil vouă sau are niște interese care nu vă sunt favorabile vouă. Să vedem. Să vedem ce mai spun cărțile. Ce se întâmplă? Ceea ce știți voi, de niște frici, voi aveți și o tristețe că ați trecut printr-o depresie, că sunt niște lucruri ascunse. Da, deci aici mi apare că există și gelozie, că există și intrigi, că există și ceva ocult. Voi parcă știți că există ceva ascuns, ceva care nu știți, că cineva parcă vă e împotrivă sau că există o intrigă așa, să aveți singurătate sau e o exagerare aici în ceva. Aveți o imagine greșită făcută sau
exagerați voi, vă imaginați lucruri care nu sunt sau aveți o relație imaginară, deci mai mult în mintea voastră e o relație cu o anumită persoană decât în realitate sau e o distanță între voi aici, e multă tristețe, multă amărăciune, are legătură poate și cu copilăria, cu locurile natale, fie pentru voi, fie pentru cealaltă persoană, sunt niște frici aici, niște temeri, o decepție, o dezamăgire, să zic așa, o ruptură, da? Deci aici, parcă nu mai este familie, s-a rupt o familie, acum poate că nu mai aveți o familie, sunteți singuri, izolați, posibil că s-a lucrat și cu magie, sunt niște lucruri ascunse, nu există suficient romantism, nu există suficient atracție, bazați-vă și voi pe intuiție, parcă nu vă mai folosiți nici intuiția cum trebuie, deci voi știți despre situația actuală că este o situație de tristețe, de exagerare, de intrigi, poate, de certuri, de despărțire, poate chiar, da? Separare pentru unii dintre voi, sau dacă nu este separare, poate să fie o situație în care acum sunteți, poate, să spun, ca și în certuri, în discuții, în tristeți, nu mai e o răceală între voi, să zic așa, poate să fie și o astfel de situație. Copiii par și care un rol, dar parcă nu mai vă, nu. Nu există, să zic așa, înțelegere față de copiii voștri sau de copiii celelalte persoane. Copiii nu se înțeleg sau nu vă înțeleg, poate să fie sau nu puteți face copii, e o situație de acest gen. Deci aceste lucruri le știți despre situația în care sunteți sau la cine v-ați gândit voi. La ce vă puteți aștepta? Vă puteți aștepta totuși la o întâlnire de destin. Încercați să vă vedeți și ce visați noaptea. Veți avea o întâlnire de destin. Veți îndeplini un vis. Totuși veți stârni interesul. Veți stârni o pasiune. Aici e posibil să apară noutăți, să apară ceva nou, o nouă relație, să apară o nouă șansă, poate, o veste. Da? Stelele încep să vă devină favorabile. Deci, dacă până acum ați trecut prin niște nesingurătăți, prin niște frici, prin niște temeri, vrăji, farmece, poate despărțire, exagerări, tristeți, decepție sau, cum să spun, boală, poate chiar probleme de sănătate, aici parcă zici că e ceva legat cu lumea de dincolo, are legătură și cu lumea de dincolo, într-un fel, doliu, poate ați trecut și printr-un doliu, posibil unii sau vi se atrage de la niște. S-a lucrat cu lumea, s-a lucrat cu magie, cu lumea de dincolo, să zic așa, da? Cu lucruri care necunoscute, dar și nu sunt tocmai curate. Poate vin din cineva din familie, de la voi, are legătură cu familia voastră sau a partenerului, există și niște intrigi aici, dar aici îmi pare că ceea ce ar trebui voi să știți, vă puteți aștepta la o noutate, vă puteți aștepta la un succes, la o recâștigare a persoanei iubite, poate, mai multă pasiune, refacerea relației, să vedem ce mai spun și cărțile mai departe, dacă așa va fi sau nu. Da, apare norocul, pentru că un rezultat care apare la voi, foarte emoționant pentru voi, este roata norocului, deci vă aduce o șansă și apar și stelele. Deci există șansa să vă deslegați, există șansa să vă curățați energiile, să aveți deci acest sfârșit de săptămână, de an, pentru voi aduce noi speranță, aduce niște vești, ocazii pe care voi ar trebui să profitați foarte rapid, poate, da? Pentru că se poate îmbunătăți ceva. Roata norocului aduce speranțe noi, ocazii favorabile și stelele vă sunt favorabile, iar roata norocului vorbește și de destin ca și stele de altfel. Sunt întâlniri de destin sau destinul face ca lucrurile să meargă în direcția pe care voi vă doriți. Deci veți fi surprinși, poate, de niște vești, de noutăți ce apar pentru voi în acest weekend, aceste zile. Da? Ce v-a întărit pe voi? Pe voi v-a întărit poate faptul o femeie, voi că sunteți femeie despărțită, singură, divorțată, o femeie care a trebuit să vă descurcați singură, pe cont propriu, răceală. Ați fost poate și o femeie mai, cum să spun, mai egoistă, într-un fel, și acest lucru pe voi v-a întărit. Sau ați avut de-a face cu o femeie, cu astfel de femeie care v-a întărit. Deci ați avut de-a face cu o femeie poate care nu v-ați înțeles, care nu v-a. Deci, rolul unei femei în viața voastră, în trecutul vostru apropiat, mai degrabă, v-aș putea spune, fie că e vorba de mamă, fie că e vorba de soră, de voi înși vă că v-ați despărțit și ați rămas singură și a trebuit să vă descurcați singure,
Sau o altă femeie care a fost egoistă, mai rece, mai distantă, mai rea, poate pe voi v-a întărit acest lucru. Da? Deci v-a dat forță, v-a dat putere, v-a fost poate ca un exemplu pozitiv sau negativ pe care să-l urmați sau pe care să nu-l urmați în funcție de ce ați avut voi, dar îmi pare că pentru voi acest lucru v-a întărit. Da, deci totuși voi sunteți supuși unei tentații. Există foarte mare atracție. Deci asta este spiritul, să zic așa, al etalării. Cheia etalării, cheia, soluția sau cheia, sau poate să fie în bine sau în rău, dar e diavolul. Diavolul vorbește și o puternică atracție fizică între voi și cineva, partenerul vostru la care v-ați gândit, sau pentru voi, dacă sunteți singuri, contează foarte mult o atracție fizică, pentru că am zis aici aveți șanse noi de o nouă relație sau pentru cei care sunteți despărțiți de persoana iubită să refaceți această situație, pot exista șanse favorabile în acest weekend. Să vedem dacă e vorba de aceeași persoană sau e vorba de o altă persoană. Deci aici, atenție că totuși am zis e vorba de o magie totuși aici la voi. Sau influența astrală, da? Într-un fel sau altul, este lupta între bine și rău la nivel de univers, într-un fel, și aceste energii și pe voi vă influențează, pentru că văd luna, văd stelele, văd diavolul, da? Deci, cu toate că voi aveți noroc, aveți aici soarta, aveți destinul care se învârte și vă răsplătește pentru suferințele voastre, pentru eforturile voastre. Da, deci aici contează foarte mult. Atenție totuși la trădare, la înșelare, la manipulare. Nu încercați să trădați. Deci dacă vă doriți o anumită persoană, rămâneți consecvenți pe ea, pentru că aici s-ar putea în aceste zile să apară și ispita. Sau posibil să mai apară și niște certuri, invidie, gelozie, o manipulare, da, de sentimentală, să zic așa, sau de altă natură. Dar ceea ce ar trebui să știți în prezent, care poate să schimbe lucrurile, vă trebuie această forță, energie, aveți puterea să, deci dacă aveți un plan, o strategie, s-ar putea să învingeți, pentru că forța aduce o nouă șansă, aduce o nouă perspectivă, ocazia să îmblânziți acest leu, această fiară, da, și care să zic așa, e bărbatul dintre ghilimele, sau femeia, depinde. Deci aici văd la voi și influența, deci voi aveți, vă spun la sfârșit, care sunt influențele zodiilor pentru voi în această etalare pentru cei care v-ați ales prima variantă, dar văd aici că aveți ocazia să îmblânziți un leu, să îmblânziți o persoană mai sălbatică, într-un fel, dar care are multă pasiune, o persoană foarte pasională, că am zis și aici, centru, cheia, cheia acestei relații la care vă gândiți sau ca să aveți o relație cu cineva, este atracția fizică, atracția din care o aveți față de cineva, da? Pentru că ceva care pe voi v-a întărit sau ceva care v-a dat mai multă experiență este poate și o răceală care a fost, orică voi ați fost o femeie mai rece, mai distantă și acum s-ar putea să existe șanse să vă treziți că începe să vă placă de cineva sau veți fi mai atras să aveți o relație fizică cu cineva în această perioadă. Da, sunt stelele care, să zic așa, sunt niște influențe astrale, niște influențe energetice așa puțin mai, care stimulează dragostea, întâlnirile fizice între persoane, dorința de a avea o relație fizică cu o anumită persoană sau chiar în acest weekend vă va ispiti cineva. Posibil trebuie să fiți prudenți că diavolul vorbește și de cineva care poate deja este într-o altă relație sau voi, dacă sunteți într-o altă relație, atenție să nu fiți ispitiți, să trădați, să înșelați partenerul, partenera. Deci există șanse care în prezent care poate schimba lucrurile. Există această forță, acest leu. Dar să vedem dacă este vorba despre voi, să veți fi voi această femeie, aceasta sau mai a apărut o altă femeie, poate fi vorba de o femeie blondă. Da? Deci o femeie blondă aici, că văd aici imaginea aceasta care îmi sugerează că este vorba de o femeie blondă. Aici văd o femeie brunetă, una blondă, una roșcată. Da? Deci, să mai dea, cu părul roșu. Da, posibil. Și haideți să vedem ce mai spun cărțile mai departe. Îmi vorbesc despre ceea ce va veni în curând și care vă poate aduce fericirea. S-ar putea aici să se despartă. S-ar putea, deci poate posibil pentru unii dintre voi, persoana la care voi vă gândiți, dacă este bărbat, poate că nu era singur. Că am zis că aici e diavolul care mi-apare această ispită, da? Deci cheia. S-ar putea ca acest bărbat să se despartă, să divorțeze, să se separe de acea persoană cu care era într-o altă relație, pentru că pe voi vă întărește această situație, o femeie divorțată, un bărbat despărțit,
Da, deci pe voi vă întărește, vouă vă dă o șansă, că am zis aici că apare șansa, apare șansa să îmblânziți situația, să întoarceți în favoarea voastră o relație. Dar cu toate că zis aici, poate și din cauza atracției fizice dintre voi, sau pentru că apare, va fi ispitit, sau veți fi ispitite și voi, îl veți ispiti, poate că depinde și de inițiativele voastre. Să vedem ce spun mai departe cărțile. Deci s-ar putea pentru unii să apară, orică vă veți elibera definitiv, poate pentru unii, să vedem dacă mai departe spun cărțile asta, ori vă veți elibera definitiv de acea persoană pentru că aflați că și-a găsit pe altcineva, ori că acea persoană se va despărți de cineva pentru a fi cu voi. Sau veți cunoaște o persoană despărțită. Pentru voi va fi o șansă, o fericire, pentru că vă veți cunoaște acest bărbat care s-a despart între timp și îl veți cunoaște voi. Dar în acel, dacă sunteți singuri, nu aveți pe nimeni, spre exemplu, apare o astfel de situație și... Ceea ce se întâmplă acum și care voi puteți să împiedicați sau să îmbunătățiți este acest nebun. Acest nebun de impoziție negativă care vorbește de... Aici voi puteți să schimbați. Acum, practic, nu e nicio inițiativă. Lucrurile stau pe loc, sunt la zero. E o rupere, să zic așa. Poate aveți de-a face cu o persoană care este puțin și irresponsabilă sau mai tânără. Sau poate este vorba despre inactivitate. Nu aveți inițiativă, nici voi, nici cealaltă persoană. Deci puteți împiedica această situație de a se rupe relația sau puteți împiedica să stați pe loc, adică trebuie să aveți o inițiativă, poate trebuie să-i dați de înțeles unei anumite persoane că vă place de aceasta, că o vreți, poate depinde deși de acest lucru sau poate va trebui să lăsați să se rupă lucrurile dacă nu mai știți că nu mai merge, ca să nu mai suferiți, pentru că vă puteți da o nouă șansă să cunoașteți pe altcineva. Da, deci există o astfel de situație, pentru că mi-apare aici ceea ce s-a întâmplat deja și care v-a condus aici unde sunteți voi, este lipsa de comunicare, poate lipsa de faptului că nu v-ați mai întâlnit, nu v-ați mai văzut, n-ați mai comunicat. Aici, de aici, de asta a apărut, sau nu i-ați comunicat, nu i-ați spus că vă place de acea persoană, că o iubiți, nu i-ați spus că o iertați, că vreți o nouă șansă, sau nu ați mai comunicat, v-ați blocat comunicarea, aici mi apare despărțire, divorț, dar există șansa dacă voi vă rupeți definitiv de această persoană, dacă, de exemplu, există o despărțire de ceva timp și nu mai v-a înșelat, v-a trădat, are pe altcineva, voi ar trebui să acum, ca să puteți să schimbați și să vă dați voi o nouă șansă, pentru că am zis că roata norocului și stelele vă aduc o întâlnire importantă pentru voi în aceste zile, puteți da o șansă să cunoașteți pe cineva care a fost căsătorit, poate, o persoană care e divorțată, ca și voi de altfel, poate, pentru unii dintre voi, sau la fel de rece ca și voi, la fel de dur, de trecut prin aceleași probleme ca și voi, sau aveți șansa să cunoașteți pe cineva mai tânăr, dacă și voi sunteți mai tineri, dacă veți elibera de acea persoană care nu trebuia să-și înșală, spre exemplu. Aveți șansa să vă împăcați, aveți șansa și să vă despărțiți, aveți șansa... Deci, aici totul am zis e diavolul ăsta aici care vă ispitește. Voi ar trebui poate diavolul și forța, care de fapt dacă ați avea energia, această energie trebuie puteți folosi în favoarea voastră, în sensul să fiți mai ambițioși și determinați, să vă atingeți ținta. Și atunci puteți să o faceți profitând de niște ocazii, de faptul că există are o slăbiciune pentru voi, de faptul că stelele acum sunt favorabile pentru comunicare, există o șansă să îmbunătățiți ceva. Da? Deci poate va trebui să luați o inițiativă, pentru că chiar dacă răspunsul va fi nu, spre exemplu, cel puțin vă puteți elibera odată pentru totdeauna de a mai spera că mai există vreo șansă. Iar dacă există vreo șansă, vă veți împăca. Dar trebuie totuși să țineți cont că acest diavol îmi vorbește de faptul că totuși poate acea persoană nu este mai sinceră. E o persoană care îi place să manipuleze, care îi place să conducă sau are un anturaj prost. Aici poate depinde și la situație, la situație, dar depinde de voi. De voi să deveniți aceste frici. Că văd aici multă influență feminină, foarte multă energie feminină. Puneți-vă în valoare, faceți-vă mai frumoase, nu știu, atrageți atenția, faceți-vă o strategie, un plan, pentru că șanse noroc există, stelele sunt favorabile. Cam asta e ce văd eu. Aș o să vă spun și zodiile care le văd aici, care poate au de-a face cu persoana la care voi v-ați gândit sau sunteți chiar voi una dintre aceste zodii. Este vorba de leu, este vorba de săgetător, este vorba de pești, de capricorn, scorpion, berbec, fecioară, da, acestea sunt și rac. Și balanță.
Acestea sunt femeile, văd aici sub influența lui Balanță și Fecioară și Leu, dar nu neapărat, da, deci poate și bărbat, poate să aibă influențe, Săgetătorul, da, Vărsătorul, da, sunt foarte multe zodii aici la voi în această etalare, ascendent și zodii posibil, bineînțeles. Haideți să vedem și la varianta a doua ce se întâmplă în aceste zile. Dacă ce ar trebui să știți, ce a fost, ce este și ce va fi în aceste zile de sfârșit de an, de weekend, pentru dragoste, pentru relația în care sunteți sau la care vă gândiți, să vedem ce se întâmplă. Așadar, varianta a doua, varianta cu piatra albă. Vedem la voi care va fi situația. Un bărbat, împăratul și împărăteasa, dar aici mi-apare o femeie cam egoistă, sau care nu face copii, sau are o femeie divorțată, despărțită, și un bărbat căsătorit, sau un bărbat care își dorește o familie, o căsătorie aici, o soțul și soția, dar parcă femeia vrea despărțirea, femeia este cea care pleacă, femeia este cea care vrea mai rea, mai certărață, mai independentă, mai egoistă, într-un fel, se gândește mai mult doar la ea, să zic așa, sau la... Depinde. Sau mai este vorba de o altă femeie despărțită. Da? Dar bărbatul la care voi vă gândiți, poate e vorba că este într-o relație cu o femeie despărțită. Să vedem ce spun cărțile despre această situație la care voi vă gândiți, ce va fi, ce a fost, ce este și ce va fi. Să vedem la voi ce spun cărțile. Așadar, pentru aceste zile de weekend, de sfârșit de an, început de nou an. Wow! La voi aici mi-apare. Deci, voi aveți, în primul rând, de-a face cu persoane din zodia Leo. Văd că se repetă Leul la voi și Săgetătorul. Deci, Leul și Săgetătorul sunt aici, și Balanța, și Racul, și Fecioara, chiar, da, și Peștii. Și racul. Racul e de două ori, săgetătorul de două ori, leu de două ori, da? Pești odată, fecioara odată, gemeni și balanța. Ce pot să spun este că voi aici ați avut poate niște blocaje, o răceală între voi și partener, poate și pentru faptul că a fost mai, a manipulat, a mințit, a înșelat. I-a plăcut să jongleze cu situațiile. În prezent aici sunt niște frici, niște temeri, poate și din cauza unei femei. În viitor vă trebuie mai multă credință aici. Contează foarte mult o femeie, felul în care acționați voi ca femeie sau o anumită femeie. Poate e vorba și de o femeie mai rece, mai rea, mai distantă sau egoistă. O femeie poate și de proastă calitate, aici depinde de anturaj, de experiență, dar pot să spun că ceea ce știți despre situația voastră este că e o răceală. Nu e comunicare suficientă, cu toate că poate e vorba de suflete pereche. Dar nu mai este în comunicare, sunt comportamente infantile, de copii sau supărări de copii. E multă și pasiune, dar e și multă răceală. Cu cât e mai mare pasiunea, cu atât e mai mare cearta sau ruperea, să zic așa. Deci asta este ceva care deja știți despre situația voastră, că este o separare, o rupere sau o răceală. Nu mai sunt sentimente împărtășite, nu mai e pasiune, nu mai e... E ceva ascuns, e ceva în sufletul vostru s-a răcit sau în sufletele ambilor, parcă sunteți unul de parte, altul de parte, prietenia între voi parcă s-a răcit sau relația, iubirea între voi. Ceva ce puteți să așteptați totuși, ce ați putea să vă așteptați, așteptați-vă poate la singurătate sau la o altă femeie, apariția unei alte femei care e despărțită, e singura. E o femeie totuși care e egoistă. Trebuie să stați să contemplați niște situații, trebuie să vă gândiți înainte de a lua o decizie, poate. Sau atenție cu această femeie, să vedem ce spun cărțile mai departe. Deci ceva la care vă puteți aștepta totuși, poate că trebuie să-i stârniți pasiunea unei femei sau voi ca femeie trebuie să vă puneți, să aveți mai multă pasiune, să trăiți mai mult, să încercați să-i stârniți interesul celelalte persoane. Un rezultat care va veni pentru voi foarte emoțional. Aici e vorba și de credință, de compasiune, aici poate și de respect pentru voi, pe voi, ceea ce vă impresionează foarte mult, poate și respectul, credința, fidelitatea, comunicarea. Un bărbat joacă un rol important, cineva poate interveni pentru voi. Pot apărea miracole în viața voastră, pentru că Marele Preot aduce și miracole, apropierea de credință, mai multă spiritualitate.
E vorba, aici e nevoie și de mai multă fidelitate și încredere, încredere în sine, încredere în cealaltă persoană, comunicare, generozitate, da? Deci dorința de a ierta, de a fi împăciuitor. Poate e nevoie să apelați la un preot sau la un psiholog sau la un tată, la un prieten bun care să vă sfătuiască, să intervină pentru voi, da? Acest lucru vă va putea ajuta. Sau e vorba și de un bărbat mai matur, poate aveți de-a face cu o persoană mai matură. Ceva cu care voi v-ați întâlnit, care și v-a întărit, poate faptul că aveți niște daruri, niște talente, niște calități sau un copil sau dacă dragostea la prima vedere pe voi, voi aveți trecut prin experiența unei dragoste la prima vedere sau ați avut de-a face cu persoane care au manipulat. Pe voi poate v-a întărit, pentru unii poate ați avut de-a face și aveți o foarte bună intuiție. Poate vă ocupați și de ezoterism, spre exemplu, și acest lucru pe voi v-a întărit. Ați trebuit să lucrați cu energiile, să vă întăriți, să vă curățați energiile, să vă țineți sub control emoțiile, etc. Ceva ce ar trebui să știți, ce contează de fapt, cheia, soluția aici, e această lună, luna care îmi vorbește de lucruri oculte, totuși la voi, e vorba și de ocultism aici, sau influențele lunare, influențele lunii, să zic, în viața voastră, da? Deci, fazele lunii influențează când deveniți mai exaltați sau deveniți mai nostalgici, deveniți mai triști, deveniți mai exagerați în funcție și de fazele lunii. Influențele astrale vă influențează viața pe voi, că tocmai de aceea aici vine aici magicianul care jonglează cu situațiile, care jonglează cu energiile. Trebuie să știți să controlați aceste energii, când sunt fazele lunii, știindu-vă că sunteți mai sensibili, spre exemplu, să știți să vă țineți sub control emoțiile, să nu intrați în depresie sau să exagerați. Să fiți prea exuberanți, prea certăreți, prea. Aici apar și niște intrigi. Deci, totuși, trebuie să țineți sub control aceste. Trebuie să vă informați, să nu răspundeți la provocări, pentru că sunt și lucruri ascunse, care au legătură poate și cu traume din copilărie, din familie. Legătura cu mama, poate, la fel, are o influență aici. Deci, cheia, soluția la problema voastră este poate și legătura cu familia, cu femeie, că văd aici că apare această femeie matură și mai este și acea femeie despărțită singură sau o femeie mai egoistă, mai rea. Femeie, să spun, sterilă, care nu face copii sau care nu are prea multe idei, să zic așa, da? Joacă un rol important și aceste lucruri și atenție, așadar, ceva care trebuie să știți în prezent și care poate schimba lucrurile este această lipsă de energie. Sunteți poate atenți cu energie, curățați-vă energie, parcă nu mai aveți multă forță, energie sau sunteți prea agresivi. Poate și acest lucru. Deci, atenție la agresivitate, că aveți aici provocarea aceasta care vine și ca soluție, dar și ca dificultate. Deci, atenție cu agresivitățile, cu lucrurile ascunse, cu energiile, da? Care influențele lunii, lunii în creștere, în descreștere, fazele lunare sau niște lucruri din trecut. Trecutul vostru, într-un fel, se răscolește. Aveți acolo niște secrete, niște mistere care. Provoacă niște scandaluri, provoacă niște frici, provoacă niște intrigi. Ceea ce se va întâmpla în curând și care vă poate aduce fericire este roata norocului. Deci vă așteaptă ocazii favorabile la acest weekend. Ceva se întoarce în favoarea voastră. Apare șansa ori de împăcare, ori de avea o nouă relație. Deci apare ceva nou în viața voastră sau ceva în favoarea voastră și trebuie să profitați, trebuie să luați o decizie foarte rapid. Norocul e de partea voastră, deci vă va face fericiți, vă va aduce liniștea, calmul. Deci trebuie să știți și voi să folosiți aceste oportunități care vă apar, pentru că se pare că stelele destinului este în favoarea voastră, da? Ceea ce vine în curând și care vă va aduce din fericire aceasta este și se va întâmpla lucru care se întâmplă, de fapt, în acest moment și care le puteți împiedica sau îmbunătăți este această femeie. Acum, orică sunteți voi această femeie și trebuie să dați dovadă de mai multă răbdare, înțelepciune și calm, să nu forțați lucrurile, să așteptați, da, să vă puneți în valoare frumusețea, să vă ocupați de familie, de copii, de voi înșivă, sau este vorba despre influența unei alte femei, da? Deci asta poate să fie influența unei alte femei care se ocupă și de ezoterism, poate. Poate juca un rol important pentru voi, vă ajută să vă echilibrați energiile sau poate să fie o prietenă, mamă sau poate să fie o persoană care vă sfătuiește, un psiholog, spre exemplu, da? Un medic, pentru că aveți aici, am zis, aveți aici magicianul, această femeie, Marea Protectoare și Marele Preot, deci aveți întâlnirea cu ezoterismul care vă aduce noroc, dacă trebuie să-l folosiți în sensul pozitiv, că sunt totuși influențele lunare care
poate nu vă sunt o mai favorabil, sau dacă nu știți să le folosiți de frică, faceți prostii. Deci trebuie să fiți prudenți totuși, trebuie să fiți înțelepți, să vă rugați. Marea Preoteasă, în general, este o femeie care are calități morale deosebite ca și Marele Preot. Și magicianul la fel, este iubit de divinitate, dar trebuie să vă folosiți aceste calități în modul pozitiv. Da? Deci, pentru că se pot lucrurile îmbunătăți. Ceva care s-a întâmplat deja și care va conduce la locul unde sunteți este acest blocaj, această lipsă de înțelegere, de comunicare, blocajul sau distanțarea. Ați trebuit să luați, nu vă împărtășiți sentimentele, nu vă împărtășiți opiniile sau voi aveți o mentalitate greșită și trebuie să vă schimbați în acest. Deci, de aia sunteți unde sunteți. De frică ați făcut niște lucruri, v-ați blocat singuri. V-ați aruncat singur în gura leului, să zic, singur ați intrat în niște încurcături, singur ați făcut niște de frică, pentru că nu vi s-a împărtășit opiniile, v-ați blocat. În loc să încercați să luptați mai departe, spre exemplu, sau să faceți și voi niște sacrificii, să fiți mai înțelegători, etc., depinde de la caz la caz. Deci aveți, pentru că roata norocului îmi spune că vă aduce șanse, deci aveți șansa să reparați ceva, să fiți această persoană înțeleaptă sau să apelați la o astfel de femeie. Atenție, așadar, pentru că se pare că aici totuși e o influență unei femei egoiste, reci, distante, răutăcioase, critice, care face critică sau are niște probleme, a avut niște experiențe negative, un comportament prost, să zic așa, la un moment dat și acesta influența, pentru că văd aici, să zic, influențele viitorului sunt roata norocului și Marele Preot, dar această femeie fiind în poziție negativă poate strica totul, fie voi, fie o altă femeie. Deci trebuie să folosiți să știți să folosiți energiile care vă sunt favorabile în acest weekend. Și, în primul rând, să aveți încredere și răbdare, că lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple și dacă trebuie să se întâmple, să zic așa. Văd aici întins influența la voi de leu, săgetător, rac, fecioară, gemeni, balanță și pești. Cam acestea sunt așadar și pentru a doua variantă predicțiile pentru aceste zile de weekend, de sfârșit de an. Așadar, șanse sunt, depinde și cum le folosiți, șanse și să vă faceți o nouă relație sau chiar să se întoarcă cineva la voi. Acum, depinde cum credeți folosi energiile, pentru că de cele mai multe ori lucrurile depind, 99,9% lucrurile depind de noi, de modul nostru în care gândim și acționăm. Cărțile predispun, dar noi suntem cei care dispunem. Neprevăzutul este mai puțin luat în calcul. Apar și lucruri neprevăzute, dar acestea, în general, dacă ești prevăzător, le poți gestiona. Și haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra roșie, să vedem ce se întâmplă, ce a fost, ce este, ce va fi în aceste zile de sfârșit de azi, de weekend, în relația de dragoste pe care o aveți sau pentru a avea o relație de dragoste, în dragoste în general. Magicienul și Marea și Împărăteasa și la voi aici, o femeie și un bărbat mai tânăr, mai veselă, aici o persoană veselă, o persoană care are multe calități, multe mai jucăușe, sau e vorba și de un copil aici poate, la mijloc, o femeie divorțată sau o femeie singură, da, deci care joacă un rol important. S-a grăbit Marele Preot la voi, să vedem ce cu Marele Preot, de ce s-a grăbit el așa repede să iasă în cărți. Da. Marele Preot îmi vorbește de credință, sau de o persoană mai matură, mai înțeleaptă, o persoană care vă poate fi de folos. Marele Preot este ceea ce voi știți deja despre situația actuală, este vorba de un bărbat sau de credință aici, poate are legătură și cu credința, cu comunicarea, cu moralitatea, cu înțelepciunea și răbdarea. Sau e influența unui bărbat, tatăl, frate, un iubit, poate să fie vorba chiar de persoana la care voi vă gândiți, o persoană care e matură, o persoană care are înțelepciune, care are o funcție. Aici poate să fie vorba și de credință, am zis, poate diferență de credință sau joacă un rol important, credințele, încrederea, fidelitatea joacă un rol important. Deci asta știți despre această situație sau știți că există o relație de respect reciproc între voi și persoana iubită, poate și o astfel de situație. Ceva la care vă puteți aștepta la
O familie, întâlnirea cu familie, o nostalgie, întâlniri la clar de lună, spre exemplu. Vede că aveți niște frici, niște temeri aici. Aveți și, poate și o relație de la distanță sau o relație mai mult în imaginație. Vă aveți vise de noapte care vă intuiție, intuiția vă spune. Dar aveți poate și niște stări de temeri, de frici. Dați înapoi, ezitați, aveți și niște nostalgie, aduceți aminte. Da, deci îmi pare aici o situație sau vă doriți să fiți în familie, da? Deci sunteți cu această persoană, puteți fi o familie, să vedem ce spun mai departe cărțile, dacă așa este sau va fi așa. Foarte, dar totuși, atenție, e un copil, totuși joacă un rol important, sau e o persoană mai tânără care, oricând n-aveți curaj să riscați, n-aveți curaj să faceți un pas înainte, n-aveți, e un blocaj, să vedem de ce. Da, pentru că pare că există totuși un blocaj aici. Există o lipsă de responsabilitate, există, cum să zic, o frică, există, cam zis de aici la lună, da? Totuși, cineva nu își asumă. Oricând faceți lucruri riscante, nebunește, așa, orică e un dezechilibru acum. Deci, lucruri neprevăzute. Pe voi vă emoționează lucruri neprevăzute, când vă ia prin surprindere, cu toate că acestea sunt riscante. Ceva care pe voi v-a întărit calmul. Deci situația pe voi v-a întărit când e pace și liniște, când lucrurile sunt armonioase. Acest lucru v-a întărit. Cu toate că pe voi vă emoționează neprevăzutul, vă emoționează riscul când se fac, când apare lucruri pe neașteptate. Acest lucru vă emoționează foarte tare. Dar vă și dezechilibrează totodată. Da? Deci, în schimb, pe voi vă întărește liniștea, calmul, dragoste, armonia, împăcarea, pe voi vă echilibrează. Da? Terapia cu apă, pentru voi, apa va joacă un rol important. În care este cheia problema vă? Nu vă sunt, vă v-ați cam dat peste cap destinul, să zic așa. Aici trebuie să aveți, cum să spun, voi poate nu știți să folosiți de oportunități, că am zis că aveți fricile astea, de nu aveți curajul să acționați sau când acționați, acționați când nu mai trebuie. Spre exemplu, face lucruri responsabile. Pentru că aici pare cheia, soluția este această roată a norocului care nu mai e în favoarea voastră. Deci pare că sunt blocate niște lucruri. Să vedem mai departe ceva ce trebuie să știți în prezent și care poate schimba lucrurile. Sunteți la judecată. E posibil să vă caute cineva din trecut sau să apară o nouă șansă de o nouă relație. De ce e posibil acest lucru? Da, există șansa unei noi relații, există o nouă șansă, un nou început, să luați de la capăt, să vă împăcați sau să cunoașteți pe cineva pe neașteptate. Dar poate și voi trebuie să fiți mai cu încredere în voi, da? Pentru ca să nu vă mai blocați norocul. Da? Deci trebuie să aveți și voi curaj, să dați o șansă, pentru că există șansă de o nouă relație sau pentru unii poate părea și o aventură, să vedem dacă așa este. Există ceva ce care se întâmplă. Acum există un blocaj. Am zis că există un blocaj, e o frică, e o teamă aici la voi. Trebuie poate să faceți un sacrificiu. Poate trebuie să înțelegeți, ca să vă schimbați un punct de vedere, o opinie, pentru că șanse sunt, dar voi trebuie să schimbați ceva la voi. Trebuie să aveți și mai multă răbdare și înțelepciune și să nu forțați lucrurile, pentru că cheia, am zis aici, roata norocului care pare că nu vă este tocmai favorabilă. Deci nu trebuie să vă forțați norocul, ci să profitați de noroc atunci când e. Da? Deci nu-l forțați. Pentru că, practic, ceea ce s-a întâmplat deja și care va conduce la locul unde sunteți acum este un bărbat, soțul. Orică e vorba de un bărbat căsătorit, orică este vorba de un bărbatul la care voi vă gândiți și el își dorește să conducă, își dorește să dețină controlul. Sau voi vă doriți să dețineți controlul, depinde ce sunteți voi. Deci îmi pare aici, poate nu e nevoie, poate trebuie să fiți mai înțelegător, mai calm, mai echilibrat, să nu fiți foarte autoritar, ci să aveți niște calități morale, emoționale, fizice, psihice deosebite, să nu forțați lucrurile, să nu fiți agresivi, să nu fiți irresponsabili și inconștienți, să nu vă comportați ca niște copii răsfățați sau cu frici, fie că sunteți femei, fie că de bărbat, nu forțați norocul. Pentru că îmi pare că voi aici sunteți într-un blocaj, în acest, sunteți ca la o judecată, să zic așa, e binele cu răul care într-un fel sau altul, sau se judecă faptele voastre, să zic așa, sunteți criticați, judecați, dar mai mult parcă e în mintea voastră că aveți fricile astea aici, blocajul ăsta. Voi nu înțelegeți niște lucruri, voi trebuie să le înțelegeți, trebuie să stați să gândiți mai mult, să reflectați, să cereți poate chiar sprijinul divinității sau, mă rog, a unui preot, a unui tată, a unui bărbat înțelept,
să fiți calmi, echilibrați, să încercați să vă odihniți, să reflectați, să vă îmbunătățiți pe voi ca cum arătați, cum să vă ridicați moralul, pentru că există șanse de o nouă relație, pe neașteptate, să vă îndrăgostiți la prima vedere. Pentru unii poate să fie o aventură, aici trebuie să fiți atenți că s-ar putea, de aia am zis, poate aveți de-a face cu un bărbat mai matur sau mai căsătorit. Aici depinde, nu mi-apare înșelătoria, dar mi apare totuși că este o situație de aventură, de riscantă, totuși, da? Sunt niște frici, ai niște lucruri ascunse, că apare și cartea lunii. Dar, sau poate apare șansa să cunoașteți pe neașteptate pe cineva, sau să vă împăcați cu cineva din trecut, vă caută cineva pe care nu l-ați mai văzut de mult, da? Vă caută, vrea să vă vadă, vrea, și aceasta poate să fie o șansă pentru voi, da? Vă caută cineva din trecut care vă mai dă o șansă. Orică vă caută persoana la care voi vă gândiți, orică vă caută cineva din trecut care are legătură cu persoana la care voi vă gândiți și atunci apare o șansă, sau cine vă caută pe voi din trecut, vă poate face cunoștință pe neașteptate cu cineva care să fie o nouă șansă pentru voi. Deci, în aceste zile există șanse și la a treia variantă. Deci, există, depinde, am spus, depinde și de cum folosiți voi aceste energii care sunt. Fricile acestea, dacă știți să vi le controlați, emoțiile, dacă știți să vi le țineți în frâu, în control, să le gestionați cum trebuie și să nu forțați lucrurile. Aici la voi, practic, cărțile toate îmi spun că trebuie să nu forțați lucrurile, ci doar să profitați de momente care sunt. Atunci când sunt, să știți să le folosiți, să nu aveți frică, să stați pe loc de frică sau să forțați lucrurile tot de frică sau pentru că vreți voi, vă ambiționați prea tare, da? Deci încercați să fiți, să nu exagerați pentru că luna vorbește de exagerări în sensul pozitiv sau în sensul negativ. Ori nu faceți nimic, ori faceți prea mult, știți cum e. Trebuie să încercați să găsiți calea de mijloc, asta de la temperanță, care îmi vorbește ceva care vă întărește pe voi. Da, deci aveți deja o experiență în trecutul vostru și atunci ar trebui să o folosiți pentru că pacea, echilibru, armonia vouă vă întărește, vă aduce siguranță, vă aduce stabilitate. Cam asta e ce vă duc și la a treia variantă așadar pentru aceste zile de weekend în dragoste, ce a fost, ce este, ce va fi. Eu sper că v-au plăcut aceste talări în trei variante cu oracolul, cu tarotul Gemini, și că pentru voi aceste zile de sfârșit de an, de nou început de an, vor fi excelente în dragoste, vă veți găsi dragostea vieții voastre sau veți fi împreună cu dragostea vieții voastre, veți avea multă pace și armonie, siguranță de sine și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube Crista Roth și vă doresc în continuare zi plăcută, să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!